aceste condiții pe care încercăm să le îndeplinim sunt practic condițiile aderării la Schengen și dacă vedeți și faceți o analiză comparativă, deci tot ce facem noi acum în conformitate cu planul de acțiuni nu diferă deloc de tot ce a fost solicitat de la Bulgaria și România drept condiție pentru aderarea la spațiul Schengen. Totodată, colegii din partea Uniunii Europeană ne spun că în cazul în care le îndeplinim întocmai, vom fi foarte bine pregătiți pentru lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană după finalizarea cu succes a negocierilor de asociere, acordului de asociere și intrării în vigoare a acestui acord. Prezența domnului Dirk Schubert, ambasador șef al delegației Uniunii Europene la Chișinău, în incinta Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție, reprezintă o mare onoare pentru instituția noastră. Area tot mai largă, complexitatea și continua diversificarea formelor de manifestare a corupției, împreună cu tendințele de globalizare, impun necesitatea amplificării practicilor de contracarare a corupției, inclusiv prin optimizarea funcționării Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. În acest sens, a fost elaborată o nouă strategie națională anticorupție, fundamentul căreia a fost zămislit în cadrul proiectului pentru asistența autorităților naționale în implementarea acordurilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Чтобы получить безвизовый режим, тоже борьба против корупции надо быть интенсирована еще. И мы помогаем в этом процессе, как я сказал сегодня, мы уже помогали в Министерство внутренних дел, но тоже Центр против коррупции. Мы будем поддерживать Молдову в следующем году с budget support, и это будет минимум 50 миллионов евро, чтобы реформировать сектор юстиции в вашей стране, которая очень важна и очень связана, конечно, тоже с борьбой против коррупции.